Sunt Iulia Verbancu, iar astăzi citim Bambi, minunatul brad de Crăciun, din calendarul de advent Disney, lansat de editura Litera. Într-o dimineață, Bambi rămase mut de uimire când se trezi. Peste lume se așternuse o pătură albă și moale. "Ce-i asta, mămico?" întrebă el în timp ce se uita în jur. "Zăpadă," spuse mama căprioară. "Asta înseamnă că a venit iarna." "Zăpadă," repetă Bambi. Prudent, puiul făcu un pas, apoi încă unul și încă unul. Cristalele de gheață trosneau sub copitele lui. Când privi peste umăr, văzu un șir de urme mici. "Îmi place zăpada!" exclamă Bambi, încântat de modelul pe care îl lăsase pe omăt. "Da, așa e, zăpada e frumoasă," spuse mama, "dar îngreunează viața tuturor animalelor din pădure." Bambi tocmai voia să o întrebe de ce iarna e mai greu decât în alte anotimpuri, când apăru Bocănilă, prietenul lui. "Salutare, Bambi!" spuse iepurașul. "Vino să ne dăm pe gheață!" Și îl conduse pe căprior până la iazul înghețat, Bocnă. Bocănilă lovi gheața cu piciorul. "Hai, nu-ți fie frică!" îl încurajă el. Dar Bambi îl zărise pe sconxul Floare. "Vrei să te dai și tu cu noi?" îl invită Bambi. Bocănilă zice că apa a înghețat. Floare scutură din cap. "Nu, mulțumesc, mă duc în vizuina mea. O să dorm toată iarna," adăugă sconxul cu un căscat. "Cu bine, Bambi. Pa, pa, Floare." Apoi Bambi pândi un alt prieten, o veveriță care urca repede repejor pe trunchiul unui stejar. "Iazul a înghețat, vrei să te dai pe gheață cu mine?" "Nu, mulțumesc," zise veverița. "Trebuie să-mi fac provizii de alune pentru toată iarna." Și, spunând acestea, îi arătă lui Bambi mormanul pe care îl strânsese deja. "Nu mă dau azi pe gheață." Toate animalele păreau să ia iarna foarte în serios, așa că Bambi se întoarse la Bocănilă singur. "Ui!" Bocănilă patina cu surorile lui, dar când Bambi păși pe gheață, își pierdu imediat echilibrul și picioarele lui lungi alunecară în toate direcțiile. "Te cam clatini, bag de seamă," mustăci Bocănilă. "Ai că poți!" Bambi nu era sigur. Pentru un căprior, patinatul pe iazul înghețat nu era la fel de distractiv ca pentru iepurași. Picioarele lui erau lungi și asta însemna să cadă mai de sus. "Gheorț!" gheorăi stomacul lui Bambi și căpriorul își dădu seama că i se făcuse foame de la atâta zburdat prin zăpadă. Își luă la revedere de la iepuri și plecă să o caute pe mama lui. "Mămico, mi-e foame," spuse el când o găsi. Primăvara, vara și toamna vedeai iarbă aproape oriunde întorceai privirea. Dar acum că venise iarna, Bambi înțelese că hrana nu mai era la fel de ușor de găsit. În copaci nu mai erau frunze, iar iarba era acoperită de zăpadă și gheață. Mama avea dreptate. Pătura frumoasă de zăpadă ascundea lucruri de care aveau nevoie și plantele nu mai creșteau. Pentru prima dată în viață, Bambi observă că îi era frig și că tot corpul îi tremura. Nu-i de mirare că Floare se grăbise spre vizuina lui. "Vino repede!" îl strigă mama. Descoperise un petic de iarbă pe care Bambi o mestecă lacom. Cu burtica aproape plină, Bambi se cuibări lângă mama lui, gata să tragă un pui de somn. Pământul era tare și rece, iar vântul ca de gheață. Ce bine că mama era acolo să-l încălzească! "Acum înțeleg de ce pleacă păsările în țările calde și de ce animalele dorm cât e iarna de lungă," zise Bambi. Mama încuvință și se trase mai aproape de el. "Stai liniștit, puiul meu," spuse ea. "Iarna n-o să țină o veșnicie." La sfârșitul lunii decembrie, în pădure nu mai rămăsese pic de hrană în afară de scoarța amară a copacilor. Zilele erau tot mai scurte și nopțile tot mai lungi, iar burtica lui Bambi chiorăia mai tot timpul. Dar într-o zi se întâmplă un lucru extraordinar. Bocănilă îl văzu primul. "Hei, Bambi!" strigă el. "Ia uite ce copac!" Bambi se duse în direcția arătată de iepuraș. Nu-și putea crede ochilor. Acolo, în fața lor, se înălța un brad falnic cum Bambi nu mai văzuse niciodată. Era împodobit cu șiraguri de fragi și popcorn delicios, iar pe crengi atârnau mere coapte și zemoase. Dar cea mai frumoasă podoabă îi se părea lui Bambi a fi steaua aurie din vârf. "Mămico!" strigă Bambi. "Uite ce a găsit Bocănilă!" Mama se apropie cu pași mici și prudenți. "Nu se poate!"
șoptia. E prea frumos ca să fie adevărat. Ce e, mămico? Întrebă Bambi. E cel mai frumos brad din lume, răspunse mama căprioară dându-i târcoale. Zâmbi și ochii ei străluciră de bucurie. Ce cadou frumos de primul tău Crăciun! Cine l-a pus, mămico? Întrebă Bambi, care nu mai văzuse așa ceva. Nu știu, spuse mama. Poate e cineva care iubește animalele, își dădu cu părerea bucănilă, țopăind de zor. E cel mai frumos cadou! Spunând acestea, adulmecă plin de încântare unul dintre merele care atârnau de crengile joase ale bradului și dădu din codiță de plăcere. Mămico, pot să împart hrana cu prietenii mei? Întrebă Bambi. Nu văd de ce n-ai face-o, spuse căprioara. De Crăciun împărțim ce avem cu toți cei dragi nouă. Bambi ridică privirea spre steaua aurie din vârful bradului, apoi se uită la cer. Soarele stătea să apună. Știa că nu peste mult timp pe cer avea să sclipească o stea la fel de strălucitoare ca cea din vârful copacului. Zburdă până la mama lui și luă o mușcătură zdravănă dintr-un măr verde zemos. Niciodată nu mai mâncase ceva atât de bun. În timp ce se uita la stea și la frumosul brad de Crăciun, Bambi simțea cum crește în el o lumină caldă și veselă. În brad era suficientă hrană pentru toate animalele înfometate. Un cadou magic, își spuse Bambi. Iarna e lungă și grea, dar și minunată, nu-i așa? La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.